Case cu cerdacuri aurite suspendate în aer. Am citat din Eminescu. Bun. Cum traducem noi acum în 2009 și în mileniu 3 de civilizație cosmică? Suspendate în aer. Case cu cerdacuri aurite suspendate în aer. Stații orbitale. Da, acum mă gândeam la avioane, dar avioanele nu s-au aurite. Stații orbitale. Da, da, da. Este stațiile orbitale. Stațiile orbitale care au sunt aurite pentru ca să fie protejate de lovitura asteroidelor. Da, în aer. Dincolo de lună, zice, dacă treci râul Selenei. Deci dincolo de lună găsim... Selena e luna. Selenar e praful de pe lună, nu? Da, deci dincolo de lună vedem stații orbitale. Da, după aia mai este o chestie interesantă care se învață și la școală, nu? Zice, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Se învață aiurel la școală, fiindcă în mod normal asta este teoria probabilităților. Teoria principiului incertitudinii lui Heisenberg sau a șansei și a jocurilor. Câte din acele jocuri se pot face? Deci este matematică. Ordine și hazard, doar altă carte pe care încă n-am reușit să o pătrund pe de-a întregul, de Tudosescu. Da, dar e grozavă. Da, cum să nu? Ordinea și hazardului Tudosescu. Aici avem și pe Pasarab Nicolescu. Da, Tudosescu care este la... Și avem pe Grigore Moisil, care era un mare, apropo de chestia asta. Și ca să ne apropiem puțin de final, dacă nu o să ne creadă sau nu o să mă creadă lumea despre aceste idei, aceste asociații pe care le fac între Eminescu și NASA și noi contemporanii de astăzi, vreau să citez să vă spun un citat din caietele lui Eminescu. Ce spune el? Și pe autor trebuie să-l credem și să-l înțelegem. Poate noi putem să divagăm sau să vorbim tot felul în funcție de gradul... Judecăți de valoare. Judecăți de valoare în funcție de gradul nostru de spiritualitate, este, care îl avem, și de cultură pe care îl avem, așa. De palierul, de și cum suntem mobilați. Cum spunea, și de deschidere. Noastră. Sigur că da, de memoria cosmică pe care o avem, așa? Deschisă. Așa, Eminescu spune așa, de atent, zice, finalitatea poeziei, acum citez cu ghilimele din Eminescu, asta am reținut tot timpul, finalitatea poeziilor mele este să descopere ecuații matematice ale universului, ale lumii noastre, ale continentelor, ale orașelor, ale străzilor, ale corpului omenesc, ale caselor și ale obiectelor și viețuitoarelor din jurul meu. Profund. Deci Eminescu asta vrea să afle. De tot. Da, Eminescu, deci Eminescu vrea să găsească matematica, ecuațiile matematice. Deci asta dorea finalitatea lui. Aici Eminescu. Ce mecanism ia ființă obiectul numit lingura? Aici ce mecanism e copacul, noi, omul, da. Aici Eminescu se leagă, de ce mecanism aceste două fetițe sunt curioase de discuția noastră? Sigur că da. Aici Eminescu se leagă de Pitagora, care spunea că la baza universului stau numerele. Iar referitor, hai să ne întoarcem un pic și la religie spre final, față de religie și față de societate, de orânduirea. Mai avem timp. Deci, să fim față de religie, să fim oameni serioși, s-a încercat să spună că Eminescu este un poet ortodox și de toate felurile. Da, s-a zis și că e ateu câteodată, nu știu de ce. Nu, deci niciuna, nici alta nu e adevărată. Eminescu era un liber cugetător, în sensul bun al cuvântului. El spune așa, eu nu cred nici în Jehova, nici în Buddha, sau eu rămân ce am fost romantic, iar referitor la religie spune așa, religia o frază de dâns și inventată ca cu a ei putere să vă țină în jug. Iar referitor, bun. Cu această frază, crede-mă, eu aș crede puțin despre el că a fost ateu. Nu, n-a fost ateu. Credea, a fost creată de ei să vă țină în jug. Nu, de ei, de putere. De putere și de oameni. Să vă țină de în oameni, jug. De oameni. De oameni. Creată pentru a se... Acum, tu ce înțelegi din fraza lui? Păi eu înțeleg în felul următor, că el era vizionar și spunea că oricum ceea ce cred și eu, că în 50-100 de ani toate religiile cele 10.000 din lume vor dispare. Vor dispare, nu vor dispare. Vor dispare fiindcă pământul va fi al laboratorilor de știință, a universităților. Așa, nu am mănăstirilor și a bisericilor. Nu sunt ateu, eu cred în Dumnezeu. Să știu, nu, eu cred în Dumnezeu și în Iisus Hristos ca în astronauți cosmici, în ipoteza paleo. Deci ca pe un extraterestru, mare savant cosmic care există? Cosmonaut, da, care a venit pe pământ. Dar sigur că da, pe suntem ei, deci nu nici existența niciodată a creștinismului până la urmă. Nu, nu, nu cred în biserică, nu cred în religie și nu cred în preot. Deci nu crezi în obiectul pământesc prin care ni se... Exact. N-am nevoie de intermediar. Inoculează religia. N-am nevoie de... Deci este o mare minciună în care trăim și Eminescu nu era de acord cu asta. De-aia spune că religia o frază de dâns și deci numai o frază. Pentru a vă subjuga. Pentru a vă subjuga. Deci este o prostie. Adică noi trăim în minciună, de fapt, nu în adevăr. Adevărul este al științelor, nu al religiei.
Aici e toată problema. Așa zic, așa zicea și Eminescu. Așa zicea și Eminescu. Așa și nu vreau să intru și nu, să fac și eu vreo judecată de valoare. Nu, și Eminescu mai zicea, nu, asta este și părerea mea și a multor oameni de pe pământul ăsta, nu sunt eu singur. Dar a multora păcate, este altă părere, dar e libertatea de păreri. Până la urmă, e voie să, măcar asta cred că am câștigat, nu? Da, corect. Să avem părerile noastre. Asta înseamnă democrația. Și eu cred că totuși trebuie într-o democrație. Dar din păcate, apropo de Eminescu, din 6 miliarde de oameni cât suntem pe pământ, numai un miliard cred în drumul științei, viitor al omenirii, restul de 5 miliarde avem senzația, cred în religii, în cele 10.000 de religii, încă o dată repet, câtă lume, de exemplu, știe că al doilea război mondial s-a dat între practicanți creștini, adică Hitler era evanghelist catolic, iar Stalin, ca asta nu știe lumea, Stalin era preot ortodox, Cristian Berard, preot. Știam de ortodoxia rusească, a fost la ei oarecum... Da. Și la ora asta terorismul din lume este lupta dintre Islam și Vatican și creștinism și așa mai departe, este între religii. Întreagă emisiune am putea dedica și ar trebui să intrăm în istoria religiilor, care mi-a plăcut foarte mult. Alo, Mircea Eliade. Aș reciti eu dacă aș avea timp, dar o să-mi fac. Da. Pentru că acolo avem de învățat multe din istoria religiilor, Marul Eliade, un alt mare și promitem Cristian că o să facem emisiune despre Eliade. De ce nu? Mircea Eliade spunea despre homo religiosus că este un om primitiv, asemeni șamanilor din Noua Guinee, care ar veni și s-ar pune într-o sală de calculatoare în genunchi și a început să spună rugăciunile, că nu înțelege. Când nu înțelege un lucru, încep să te închini la el. Asta facem noi, din păcate. Din păcate. Am ajuns lângă o altă capodoperă a naturii, acest copac frumos. Da. E de admirat natura. Nu mă pronunț ce fel de specie este, bine, dar e frumos și atât. Ce nu-mi place... Este un arțar. Ce nu-mi place că deasupra noastră cei de la electrica, de la primărie, nu știu, de ADP, ar putea veni, este aici în apropierea Băii Populare, în apropiere de puiuțul de la Lea, de arbore de la Lea, știți că a fost acolo, cu mare tamtam sădit, și să vină să ia creanga aceea, pentru că la următorul vânt o să cadă și eu vreau să cred că nu o să cadă pe un cărucior cu copii. Un minut, dacă se poate, să ne mai referim. Mai avem cinci, așa că hai să ne referim și la o rânduire sau la ideile politice a lui Eminescu, fiindcă avea și asta, el era... Aici iarăși, o idee frumoasă. Să intrăm pe acest domeniu. Ciudat, Eminescu a fost membru al Partidului Conservator. Așa. Alături de Maiorescu și alături de Mihai Cogălnicianu. Și bine, dar crede-mă, conservatorii de atunci, cred că aveau un alt statut, decât ceea ce înțelegem noi printr-un partid conservator. Da. Cum e și laburiștii și conservatorii din Anglia. Da. Și la noi conservatorii sunt conservatori, dar... Nu au destulă forță încă. Dar, după aceea, după un timp, după ce Maiorescu a trecut la liberali, la Brătianu și cu Petre Carp și cu celălalt s-a dus acolo, el a părăsit și el și a scris acea Împărat și Proletar cunoscută, deci avea idei socialiste. De la conservator la liberal, dar avea idei socialiste. Nu, a trecut înspre idei socialiste. Deci el a spus clar, zdrobiți-o rânduiala cea cruntă și nedreaptă, ce lumea împarte în mizeri și bogați, atunci când după moarte răsplată nu vă așteaptă, faceți ca în astă lume să aibă parte egală fiecare și să trăim ca frați. Deci asta este prefigurarea socialismului și ideilor comuniste, al lui Marx, Engels, Lenin, Che Guevara și așa mai departe. Vedeți? Promotorii socialismului. Deci Eminescu, dacă ar trăi în ziua de astăzi, cu ideile lui, ar fi, după părerea mea, un socialist, un social-democrat. Da. Deci așa de stânga. Neapărat de stânga. Păi, nu, deși fiind la liberal, numai de stânga nu era. Nu, bun. Dar a fost și într-un alt partid, în afară de cele două? Nu, a fost.